După atâta scandal, doamnei Daniela i-a mai venit inima la loc, căci un grup de susținători a trimis un cadou despre care și ceilalți meritau să știe. Am primit de la susținătorii mei, dar nu eu. Iar torturi. Nu, ce scriu? Serios? Acum îl dau când o fi toți trei. Oa, pentru Alin și Cosmina. Când îl azură, doamna Daniela. Nu, că mi-a trimis și flori. Planul a fost pus cu plăcere în aplicare, însă la momentul potrivit, adică doar când Adelina era de față. Cosmina, vin încoace. Da. El mi-a dat flori ca să mă împace și tu ai asta cu Alina. Alin, vin încoace. De la susținătorii mei. De la cei care sunt susținătorii? Și asta e de la Andreea, nu? Ei mulțumit domnișoarei Andreea? Cum să din partea că ți-a trimis flori. Hai, deschide-l. Trebuie să mulțumiți. Și judecând după expresia nu tocmai fericită a Adelinei, se pare că doamna Daniela a obținut exact ce și-a dorit. De ce ai avut pulsul mic astăzi? Mare. Mare? Și tensiunea? Tensiune n-am avut. Ai avut emoții atunci? Ne-am zis că vorbim? Ai făcut curioză aia. Nu mănânci. Nu vreau. Nu mai mănânci. S-a tăiat. S-a tăiat poftă de mâncare? Da. Mm. Haide să mănânci. Nu. Nu, dacă nu vreau. Înțelege că... Deci, să plece așa cu depără. Nu vreau, Olin. Nu vreau. Nici eu nu mi-e foame. Cam atunci. Ei, energie. Energie, cum a mai fost, da. Chiar a fost. Energie bună, voie bună. A fost acum bună, nu mai vin este. Da. Acum nu mai este. De-aia mă uitam spre tine. Știam că asta o să-ți spui. Hai că mă duc să-mi caut anturaj în altă parte. Vino cu Adelina, te rog. De-aia vreau să vorbesc cu tine, Alin. Situația asta. Fii toată viața. Știu. Înțelege. Știu. You don't deserve that. Human being. După această minunată cină, Alin și Cosmina se retrăgeau pe terasă pentru o discuție în particular. Însă cineva nu era de acord. Vreau să vorbesc un pic cu ea. Vreau și eu să vorbesc un pic cu ea. Haide. Ca să înțeleg și eu dacă deranjez, dacă sunt în plus. Nu deranjez și nu ești în plus, că nu e vorba despre asta. Dar despre ce vorba? E vorba că vreau eu să vorbesc cu el niște chestii care n-au legătură cu prezența ta. Dar cu ce? Cu el. Și cu mine. Bun. Ce chestie? Dar n-are treabă cu vreo chestie. Ce vrei să vorbești cu ea? Vreau și eu să asist la discuția voastră. Deci nu putem vorbi. Asta, dacă nu putem vorbi. Pentru că probabil vorbești despre mine. Dar noi să vorbim despre tine. N-are legătură cu tine. Dar cu ce? Cu noi. Ce e între voi atunci? O prietenie frumoasă. Te deranjez? O prietenie. Nu, dar uneori vrei să vorbești cu omul, ai zis că nu te deranjează dacă eu vreau să vorbesc cu el. Nu, dar nu înțeleg de ce o discuție atât de privată. Păi... Privată oricum. Privată, da, asta am vrut să privată, spun. Privată oricum nu e. Că nu, oricum nu e. Atunci pot asista și eu dacă nu e privat. Dar vezi, uite, chestiile astea, na, iar îmi vine mie să sunt zic, dar nu să mai vorbești, pot aia, să mai zic. Oricum o să afli în live. O să aflu acum. Doar că nu înțeleg de ce nu mă lași. Când vrei, când vreau să stăm, că nu te lași. Când vreau să stăm cu mai mulți, când vreau să stăm cu mai mulți, vrei să ne retragem. De ce? Acum nu de vreau ce să ne retragem. M-ați făcut să mă simt ca un cu ce? Amândoi. Cu ce? Că am vorbit cu el? Nu, la masă, că ați spus că vezi, domne, s-a tulburat liniștea din cauza mea. Dar nu am spus că din cauza ta. Am spus că pur și simplu e o chestie nouă, o chestie șocantă, cel puțin pentru mine, că nu se aștepta nimeni, la asta ne referiam. Nu că ai tulburat o liniștea sau fericire. Da, vă imaginați un pic că eu mă simt prost? Da. Ca voi să vorbiți despre mine la fiecare colț și să trec prin casă și să vă uitați ciudat? Deci eu doar am zis. Vă imaginați un pic cam cum mă simt eu? Da, dar eu doar am spus că omul ăsta e atât de calm, de liniștit, de prietenos, încât sunt unele chestii care e altcumva. De când a intrat. E altceva, e alt cum om. E alt, nu e Alin. Nu mai sunt pe vibe. Nu mă duc să mă cer acasă dacă nu mai sunt pe vibe. Nu are personalitatea pe care o avea. Nu are nimic. E trist, e supărat, e stresat. Nu e bine. Din cauza mea. Nu din cauza ta. De când ai venit tu? De ce nu spui atunci? Pentru că e altceva când
Și bine, de ce nu vrei să vorbim când suntem cu toții? Noi doi suntem într-o relație, așa cum și am spus. Și care e treaba? O relație de prietenie am și cu ea. Dar n-am zis nimic de relația voastră când, de prietenie. Când merg să vorbesc cu mama de o parte, de ce nu vrea să vorbească ferească când Dumnezeu suntem cu toții? Veniți să mulțumiți la tort că vreau să-l tai? O propunere care aducea un pic de veselie, însă nu pentru mult timp, fiindcă după părerea Adelinei, Alin exagerase din nou. Gata! Chiar mă, e la mișto. Chiar îți bașu. Nu te ia la mișto. Vreau să-mi spui ce te deranjează. Spun tot ce mă deranjează. Tu ce nu înțelegi? Că eu nu o să am relație cu Cosmina nici aici, nici afară. Nu e vorba de Cosmina, e vorba de alte chestii care mă deranjează. Te uiți urât. Asta a fost urât? Da. Ceva nu-ți convine. Nu prea mă uit urât. Mă uit urât rar. Și după expresia, ochii care nu se văd se uită pe Aline, le așteptau niște reproșuri pentru cele întâmplate. Ce te deranjat acum de te-ai luat acum? În primul rând, gestul de la masă. Care și ți-am zis că ai multe momente în care mă pui într-o lumină foarte proastă. Bine, dar n-ar trebui. Și ar trebui să zic, da, nu e așa, nu e liniște, nu s-a stricat liniștea. Când, de fapt, s-a stricat liniștea. Din cauza mea. Nu din cauza ta, din cauza tensiunii care s-a creat. Din cauza mea. Nu, din cauza tensiunii care s-a creat în casă după venirea ta. Aha. Ești în plus. Că ești practic. Tu, nu. Nu că ești în plus. Și atunci ar trebui să-ți iau apărarea. Da. Ce, să spun că nu e așa, că tu ai restabilit liniștea. Cât ai un mod în care să-mi iei apărarea dacă voi ai? Nu să mă faci să mă simt prost, să mă ridic de la masă. Cu ce te-am făcut să te simți prost? Era o discuție amicală între mine și Cosmina. De vreo două ore, așa? De două ore. Până să închideau ușile, eventual. Mm-hmm. De ce nu am putut la parte la ea? Pentru că a vrut să vorbească cu mine. Serios? Nu știu ce. Nu știu ce. Nici n-am idee. Nu o să aflu acum, dacă nu m-ai lăsat să port. Aflează odată. Mai am 8 zile de stat în casă, după aia ești liber să te speli pe cap cu Cosmina cu tot. De ce e vorba de Cosmina acum? Nu, e vorba de ce încearcă să facă. Ia. Da. Ce? Cum am mai încercat și altă dată, că am mai văzut-o încercând să te influențezi, este despart de mine. Aha. Că eu sunt probabil la fel și afară și chestii de gen. Nu e doar o prietenie, poate din partea ta, din partea ei nu e doar o prietenie. Uh-huh. E mai mult de atât. Ați vorbit? Cu Cosmina? Da. Nu, n-am apucat. Este două ore cum n-ai vorbit. Nu, a spus că ați fi stat două ore. Dar n-ai încredere în el? În el am. Păi dacă ai încredere în el, asta înseamnă că poate să vorbească. Să vede ce încredere, de-aia a intrat în casă, care încredere în el. Așa e, vezi. Da? Da. Da, știu că ați încercat și în pauză. Suntem chiar ok, toți trei. Deci asta vreau să se știe. Sunteți ok, toți trei? Da, suntem toți trei. Nu mai vrem să comentăm pe acest subiect sau să se mai dezvolte acest subiect. Vrem să zâmbim, să fim bine, să fie bine toată casa. Nu mai vrem. Vreau să zâmbesc și să râd și să nu... Cum era? Și să uiți. Hai, liniște-te, că de o săptămână tot casa. Să mă joc câteodată. Deci sunteți ok? Da. Dar totuși nu înțeleg. Ok, dincolo de toate tensiunile astea, dacă ei spun că e doar o relație de prietenie... Dar nu am o problemă cu asta. Dar cu ce ai o problemă? Am trecut prin casă de două zile când am venit și tot aud discuții colo și colo. Și mie mi-au intrat în cap. Uite, fetele au taxat-o pentru chestia asta, ei îi pare rău. Știu ce spuneți dumneavoastră, v-am zis, am clarificat situația, dar la momentul respectiv aseară nu clarificasem nimic. Bine, eu mă bucur că e pe pace și prietenie și că sunteți prieteni foarte buni cu toții. Dați-mi plăcere de lumea. Pentru că mi se pare amuzant. Acum că suntem cei mai buni prieteni. Suntem oameni civilizați și... Absolut, asta... despre oameni civilizați. E vorba despre prietenie și despre faptul că asta e... acum 3 zile s-a deturnat un date ca să intri tu în casă, Adelina. Știi că ei trebuiau să meargă, ar fi trebuit să meargă la cinema. Așa că, pentru că oamenii... Mânii s-au urcat în cap și ne-au spus că n-a fost corect ce am făcut. Că era date-ul lor, eu o să le dau acum, din partea producției, posibilitatea să aibă acea discuție pe care o vor, ei în calitate de prieteni. Așa că după emisiune, fii atent că nu-i trimit pe genul romans, nu, în afara casei, la muzeu. Frumos! Mergeți la muzeu astăzi și vorbiți. Mergi sănătos! Mulțumesc! Bun.
Nu știu de sor. Ce zici? Cosmina m-a întrebat? M-a întrebat dacă pot să mă duc. Da, cu Cosmina. Cu Cosmina. Ziceam, da. Păi, o să mă întrebi și pe mine? Normal.